Polițiștii locali le-au pus gând rău taximetriștilor care circulă în ilegalitate. O amplă acțiune a început încă de la primele ore ale dimineții. Pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din Constanța, toate taxiurile erau oprite și verificate la sânge. Nu a trecut mult timp și deja primele abateri au fost constatate. Domnul Ștefan, o să vă sancționez, da? Conform pe legea 38, da? Pentru lipsă prețuri, lipsă ecuson, interiorul mașinii. De la 500 la 1000. Cuantul amenzii nu l-am pus noi, să știți. La uzul veștii că vor fi amendați, unii dintre taximetriști au început să găsească deja scuze. Unul dintre ei a dat vina pe angajații unei spălătorii care i-ar fi scos prețurile atunci când i-au spălat mașina. În primul rând să aveți afișate prețurile, da? Pentru... Domnul meu, ați fost la spălătorie, ați plecat de la spălătorie, ați pus caseta pe mașină, trebuie să... Ok, unde sunt? Păi, nu le mai aveți, le-ați pierdut, ce s-a întâmplat? Taximetriștii consideră amenziile aplicate prea mari pentru neregulile constatate. Nu le aveam vizibile pe bord prețurile, greșeala mea. Sincer să zic, sunt probabil multe alte nereguli care ar trebui rezolvate. După aia, un simplu hârtie care nu-i pe bord, care sunt afișate până la urmă. Prețurile se știe clar. Firma care e destul de mare în oraș, nu știu dacă pot să dau numele, dar se vede clar. Și clientul când se urcă, nu știu ce să zic. Cei care însă circulă în legalitate văd cu ochii buni controlele asupra taximetriștilor, în condițiile în care mulți practică această meserie la negru. Acțiunile acestea sunt binevenite datorită faptului că să se alinieze conform normelor rigoare și să încadreze, să efectueze o taximetrie de bun simț, cu respect față de client și... Bineînțeles, și noi pretindem la rândul nostru și clientul să ne trateze și pe noi cu respect, să nu ne abuzeze când s-a urcat în taxi, să ne considere așa niște lucrători de mâna a doua sau... În total au fost verificate peste 300 de autoturisme și au fost aplicate aproximativ 60 de amenzi.